Vreau să mai continui cu un punct de învățătură important, pregându-mă de ceea ce spune Matei, capitolul 1. Cei mai mulți dintre noi, când ajungem la aspectul acesta al înșirării de neamuri, de nume, de așa, sărim peste tâmpul. Dar știe, nu? E o obișnuință a noastră. Dar mie a stârnit curiozitatea, la un moment dat, să intru să studiez pe genealogii de neamuri. Am avut cuvântul despre vindecare, despre umplere Duhul Sfânt, despre aspectul existenței noastre în libertate, da? Învățând diverse lucruri despre discipline, despre întrepătrundere cu Hristos, mesaje diverse care au venit pe fondul învățăturilor din această săptămână. Însă, preobiții mei, vreau astăzi să vin în jurul vostru și să vă ajut să înțelegeți că neamul de oameni din care fiecare facem parte are o însemnătate. Am atins ceva în subiectul săptămânii, dar azi vreau să punctez despre cât de important este să te implici în neamul de oameni din care faci parte. Și aș îndrepta astăzi gândul pentru a spune în acord cu ceea ce Cuvântul Dumnezeu vorbește în Evanghelia după Matei, capitolul 1, vorbind despre cartea neamului lui Iisus Hristos. Este o genealogie care vorbește despre cartea neamului Iisus Hristos și foarte interesant, este că în versetul 2 începe cu Avram. Începe cu Avram. Și spune, Avram a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav. Aminadav a născut pe Nason. Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rud. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Iotam. Iotam a născut pe Ahaz. Și continuă înșirarea de neamuri. Iacov, versetul 16, spune, a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Și zice, versetul 17. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. În genealogia Domnului Iisus Hristos vedem un moment specific. Noi aducem poporul Israel ca ansamblu. Și spunem că venirea lui Iisus Hristos a venit ca să aducă această izbăvire genealogică de la o generație la alta, indicând ceva extraordinar. Slobozenia care este dată în Hristos Iisus. El fiind temelia unei genealogii noi, din care se naște a 43-a generație, și unii dintre voi ați auzit învățătura pe care am dat-o pe subiectul acesta la tabăra din România. Anul acesta am vorbit despre a 43-a generație care este Biserica. Din Iisus Hristos a trebuit să spună aici cuvântul mai departe și noi scriem această 43-a generație. Da? Din Hristos s-a născut Biserica. Însă, revenind la contextul ordinii spirituale, în arborele genealogic al familiei, contează foarte mult să fie viteji care se ridică și punctează o genealogie cristică. De ce? Tu ești a 43-a generație în Hristos, dar ce s-a născut mai departe în tine sau proveniența în existența ta, poți să o impactezi. Pentru că, atenție, lucrarea lui Hristos care s-a împlinit a fost pentru toate familiile Pământului care s-au născut în contextul acela. Și această lucrare dumnezeiască, El o extinde până în vremurile noastre. O extinde până în vremurile noastre. Fiecare familie care s-a născut și fiecare familie existentă pe pământ beneficiază de ceea ce s-a împlinit în Hristos Iisus. Vorbind în contextul învățăturii din această zi, că noi suntem întrepătrunși cu Hristos, suntem factori de influență asupra neamului de oameni din care facem parte și asupra neamurilor de oameni din sfera în care noi existăm. Punctez faptul că familiile pământului au fost binecuvântate în Avram și când Domnul vorbește despre cartea neamului Iisus Hristos, începe cu această genealogie, cu genealogia avramică. Noi, în moștenirea care o purtăm înăuntru nostru, avem această lucrare dumnezeiască și anume factorul credință, conectându-ne în esență în acest cerc care se închide. Sunteți atenți la ce vă spun? Pentru că biserica este conectată prin Hristos în închiderea acestui cerc genealogic. A 43-a generație este ultima generație care scrie istoria lucrărilor lui Dumnezeu. Biserica. Care închide cercul pentru că se conectează înapoi în lucrul care a început în Avram. Promisiunea avramică care a fost lăsată în Geneza 12 despre familiile pământului care vor fi binecuvântate în el se realizează prin ceea ce Hristos a adus în apogeu și prin nașterea noastră în Hristos ca fiind factor de influență în familiile pământului. Suntem factori de influență în familiile pământului. Tu ești un factor de influență în familia în care te-ai născut, unde există un arbore genealogic existent, în descendenții care există în continuare în arborele descendent, le extinde. Dar în același timp vreau să pricep că este o extensie a binecuvântării care Dumnezeu realizează prin tine pentru alte familii în jurul tău. Cercul acesta se închide în generația 43. Poate nu pare prea interesant pentru tine, păi și ce rost are? Oricum, eu sunt pocăit. Și cu asta sunt fericit. Este și o cântare, sunt pocăit și sunt fericit, nu? Un hip-hop creștin. E partea prin care vreau să vă spun, iubiților, că are valoare, are importanță în existența noastră. Pentru că dacă noi nu ne înțelegem identitatea noastră în Hristos, în această întrepătrundere, ne vom doar bucura pentru faptul că suntem și noi printre cei mântuiți. Generația 43 este generația cu impact. Nicio altă generație din toate cele care au fost enumerate, nicio altă generație din cele 14 neamuri de oameni, 14 neamuri de oameni și încă 14 neamuri de oameni, nu au fost ridicate la standardul la care au fost ridicată generația 43. De aceea noi formăm o singură familie în Hristos, dar avem impact asupra familiilor pământului. În ordinea lui Dumnezeu, cum sunt lucrurile stabilite, avem toată armura necesară pentru a fi activi și cu ordin transformator asupra generațiilor existente. Haideți să vă spun și aceasta. Dumnezeu stabilește ordinea sa divină, planetar și spiritual, prin această generație. Biserică. Asta e identitatea pe care noi avem în Hristos Iisus ca și în puternicie. Este forma prin care puterea pe care Domnul Iisus Hristos a mărturisit despre ea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, se transmite mai departe în puternicire peste această generație descendentă din Hristos. Puteți să subliniați și voi lucrul acesta în concept? Toată puterea nu parțial. Toată puterea. Și știu că diavolul se bucură să nu cunoaștem identitatea noastră în Hristos. Să nu umplăm în această măsură în care Hristos ne-a așezat. Dacă vrem să experimentăm adâncimea umblării noastre cu Dumnezeu în identitatea cea nouă care ne-a fost dată, asta înseamnă că trebuie să recunoaștem peste noi pe Hristos, Domnul cu care suntem întrebătrunși, dar în același timp toată puterea care este în El a fost revărsată și peste noi. Nu este o diferență în lumea spirituală, în ochii lui Dumnezeu. Nu este o diferență pe care Tatăl cere să o facă între El și noi. De aceea ne-a așezat în Hristos să existăm în identitatea cea nouă. Și această putere divină care Domnul a dat-o a fost să se manifeste în toate sferele. În toate sferele, pe plan spiritual, fizic, material, este o ordine divină pe care Domnul a dat-o fiilor și fiicelor sale în Hristos Iisus. Știți cum extinde Domnul Iisus Hristos acest transfer al puterii? Spunând că generația 43 va umbla în semne și minuni mai mari decât cele pe care Hristos Domnul le-a dovedit în timpul viețuirii sale. Descoperim cuvântul. Mărturisind aceasta. În împuternicirea pe care Domnul a dat-o generației acesteia, bisericii, am citit despre ungerea care e dată în Hristos Iisus, despre puterea care este manifestată conform Marcu, capitolul 16, nu? Unde vorbește despre semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Lucrări dumnezeiești care continuă să se împlinească. E o criză de identitate în prezent în creștinătate, frații mei. E o criză de identitate. Necunoscându-și poziția care o au în Hristos, se poartă ca unii care nu știu dacă îl vor apuca vreodată. Asta nu este menirea bisericii. Asta nu este menirea bisericii. De ce? Pentru că cei ce sunt în Hristos, ei poartă în ei un ADN spiritual. ADN-ul lor e hristic. După cum din punct de vedere biologic porți un ADN-ul, așa este și din punct de vedere spiritual. În natura ta spirituală tu porți un ADN. Acest ADN spiritual configurează existența ta și impactul care se realizează în mediul tău de existență și de slujire. Aceasta este dimensiunea în care Domnul a adus această generație în Hristos. Între pătrundere. Menirea ta este să crești în înțelegerea aceasta. Și crescând, să contribui la înaintarea împărăției sale în familiile Pământului. Dacă poziția ta în Hristos este realizată, în mod automat, natura spirituală a lui Hristos prin tine va intra în manifestare. Prin aceasta se deosebesc cei ce sunt ai Lui. Este un punct de cercetare și de evaluare. Pentru că dacă natura lui Hristos este înăuntru ființei tale, tu nu ai o viață statică. Din punct de vedere spiritual, ești într-un foc al dorinței să fie expresia divină a celui veșnic. Ești într-o poziție, postură a celui ce vrea ca lucrarea lui Dumnezeu să se dovedească în toate măsurile ei. Ești preocupat, așa cum Hristos a fost preocupat, ca lucrarea mântuirii să meargă spre marginile Pământului. Observați? Nu este de-a venitul la biserică. Nu este de insistatul la rugăciune și la citirea Bibliei. Nu este de insistatul la a practica anumite lucruri, pentru că așa te-a învățat păstorul. Și este natura ta această curgere. Imaginați-vă orice pom roditor. În natura lui, el este făcut să rodească rodul respectiv. De acord? În natura lui. Nu trebuie să-l obligi pe el să rodească în acel domeniu rodul respectiv. Pentru că, în mod natural, el poartă ADN-ul de a produce acel rod. Așa suntem și noi în Hristos. Generația 43, în natura ADN-ului care îl are, ea manifestă roada neprihănirii, exemplifică puterea lui Dumnezeu în mișcare. Este imersată în supranatural și naturalul curge prin ea. Este scufundată în Dumnezeu. Foarte profund acest cuvânt pe care îl folosește în terminologia Scripturii, ascuns în Hristos, este tocmai scopul ca din el seva să fie circulabilă, să fie generată spre ramuri pentru a aduce rodire. Dacă tu nu ești în această statură și nu se împlinește aceasta prin tine, este vremea ca în grabă să te aliniezi la viața cu Hristos, ca viața Lui prin tine să curgă și să hrănească ramurile roditoare. Poți să treci prin procese multiple. Poți să treci prin procese multiple. Fie că apelezi la sprijin în rugăciune, fie că apelezi la slujire prin consiliere, fie că participi, eu știu, este partea aceasta care se practică în momentele prezente destul de mult tratament holistic. Nu știu câți dintre voi cunoașteți despre segmentul acesta al intervențiilor holistice. În alimentație, intervenția holistică în terapia psihică, intervenție holistică etc. În multe domenii. Da, este partea prin care să decongestionezi trupul tot prin atingerea anumitor puncte, așa, pentru că este tratament holistic. Tot felul, holisticul definește implicarea supranaturală în care Dumnezeu se implică. Holy este de la sfânt. Holistic aduce latura sfințirii, dar aceasta nu se realizează în alte componente decât în profunzimea relației pe care tu o ai în conexiune în Hristos, fiind extinderea următoarei generații pe care Domnul a stabilit-o. Asta vede Isaia. Când te uiți pe paginile Sfintelor Scripturii, îl descoperi în profeție, spunând în Isaia 53 despre sămânța de urmași care se ridică. Spune versetul 10 din Isaia 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Ce se naște din Hristos este hristic. Și ce este hristic rodește natura divină. Rodește, aduce roada neprihănirii. În gândire, în umblare, în cuvinte, în faptele zilnice, este expresia lui Hristos în extindere. Și aceasta se realizează întorcând și închizând cercul în credința despre care Domnul vorbește în Avram. Fiind Tatăl tuturor celor credincioși. Este partea prin care se extinde în ADN-ul o lucrare dumnezeiască, aducând genealogii de oameni, dar închide cercul. Închide cercul. În alte cuvinte, aș putea spune că este lucrarea lui Dumnezeu care se desăvârșește într-un context al bisericii, ca și cum s-a împlinit în lucrarea zidirii, când Dumnezeu a creat lucrurile văzute și nevăzute și acolo a stabilit spunând că lucrarea împlinită e o lucrare împlinită. Dacă tu, fiind în biserică, trăiești o viață tărâtă, tragi de tine ca să existi, ești o ființă care nu reușești nici de cum să-ți faci o ordine a existenței tale, Domnul, aia nu e curgerea naturală. Aia nu e curgerea naturală. Chiar când noi lucrăm prin disciplină să implementăm anumite lucruri, acestea sunt doar pentru a le stabiliza în eficiența existenței noastre în casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, în generația despre care El vorbește că este Hristos. Preobiții mei, în învățătura pe care vă dau în momentele acestea, aș vrea să pricepeți taina existenței în Hristos în această dimensiune a rodirii. Și să pricepeți că atunci când roada neprihănirii nu se arată în voi, înseamnă că voi nu umblați în ADN-ul cristic. Nu umblați în ADN-ul cristic. Pentru că spune Scriptura că cei ce sunt în Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Punct. Chiar dacă este direct, este clar, este liberator cuvântul acesta. O fire pământească nerăstignită încă ea vorbește. Asta am învățat împreună săptămâna aceasta. Încă ea vrea să glăsuiască, încă ea este în mișcare. Dar pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, ei nu mai acționează în firescul lor. Pentru că umblarea după lucrurile firii pământești înseamnă moarte, am citit împreună. Iar umblarea după lucrurile Duhului înseamnă viață. Cum umbli în lucrarea Duhului dacă tu nu ai în tine ADN-ul Hristos? Este imposibil să poți să experimentezi dimensiunea aceasta a umblării după obicești cât timp dai importanță firii pământești. Și Biblia spune, dându-i importanță firii pământești, îi stârnești poftele. Stârnindu-i poftele, te ajunge să fii dominat. Te subjugă. Pofta păcatului subjugă. Te duce într-un teritoriu al desordinii. Al desordinii, care ne-a născut în casa lui Dumnezeu, este un efect supranatural înăuntrul nostru, în care se activează lucrarea lui Dumnezeu într-o formă constantă. Și eu vreau să curg în raport cu lucrarea Duhului în mine. Știu că pe unii vă extinde puțin în gândire. Și chiar în viața spirituală vă forțează să gândiți și să absorbiți mai mult. Dar vă rog în numele Lui Iisus Hristos, primiți această provocare care am căutat să o aduc peste noi în contextul existenței, în această genealogie a generațiilor descendente, punctând pe Hristos și Biserica sa. Este o chemare pe care vreau să ți-o întreb prin Duhul lui Dumnezeu, să nu fii indiferent față de casa, neamul în care te-ai născut. Pentru că tu, fiind o sămânță dumnezeiască, tu ai un impact supranatural în mediul familiei în care te-ai născut. Ești o voce dumnezeiască, chiar dacă spun, mulți se ascund, fiecare proroc nu este prețuit în patria lui. Și, da, o încheia subiectul. Nu! În casa în care te-ai născut, în neamul de oameni ca și nație, unde existi, acolo există putere dumnezeiască prin tine să impacteze. Există putere dumnezeiască să impacteze. Știți care e atitudinea Apostolului Pavel? El a fost într-o atitudine care ducea Evanghelia Împărăției spre familiile Pământului, dar vorbește despre o gelozie aparte pentru cei din neamul lui. E posibil să aibă referire la neamul de oameni ca și națiune în care s-a născut, dar eu consider că a avut de a face și cu neamul de oameni din sfera descendentă în care el provenea, din punct de vedere biologic. Extinderea cuvântului Dumnezeu spre ramura în care noi existăm este importantă. Curgi și spre acea ramură să se deconecteze din mediul păcatului și să se nască vrădița răditoare. Profețesc în această privință. Vă rog să forțați puțin imaginația voastră spre a gândi o ramură și rămurele. Da? Fiecare rămurea, la rândul ei, poate deveni o ramură solidă. Dar dacă ramura îi generează seva, dacă ramura nu îi generează seva, acea ramură micuță, rămurea, ea se usucă. Dar ramura, ea trebuie să se hrănească din tulpină. Și tulpina trebuie să fie înfiptă adânc în rădăcină. Rădăcina trebuie să fie înfiptă adânc în solul dătător de sevă. Și mereu mărturisesc și spun că Dumnezeu este Cel care hrănește tulpina și duce spre fiecare ramură. Dar dacă tu, care ai conștiința cugetului înnoit în Hristos, fiind de natura dumnezeiască, te opui lucrării Dumnezeu să se extindă prin tine, practicând indiferența, fiind nepăsător față de lucruri din mediul tău, nelucrând pentru cei din casa ta. Nu mă ascultă, frate. Le-am spus o dată, le-am spus de 2 ori, le-am spus de 3 ori, le-am spus de 1000 de ori. Nu mă ascultă, nu primesc, resping. Toți felul de lucruri de genul acesta. Ideea în sine este, frate, iubiții mei, că în mod supranatural, prin credință, ducem sămânța spre ramura din care ședem. Mă rog în această zi ca efectul supranatural să fie puternic în viața fiecărui neam de oameni de unde noi provenim. Sunteți aici un mănânc de oameni care proveniți din același neam de oameni. Imaginați-vă ce forță spirituală se generează prin poziția voastră în neamul de oameni în care existați. Haideți să luăm așa. Fie că este vorba de neamul Făină, neamul Puicea, ziceți alte neamuri. Gagiu, Burtea, ziceți numele voastre și extindeți mai departe, preobiților. Da? Duceți sămânța spre neam de oameni. În alte vremuri nu aveam o astfel de formulare în exprimare, dar percepeam că Duhul Sfânt mă mișcă să extinde în lucrarea Lui Dumnezeu peste neamul de oameni din care facem parte. Știți ce văd aici? Văd răspunsul rugăciunilor părinților voștri. Văd răspunsul rugăciunilor una dintre voi care ați venit și ați deschis inima și Hristos a început să funcționeze prin voi. A început să se exprime prin voi. Sunteți rezultatul unor lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut într-o genealogie de neam de oameni. Uitați-vă bine voi. Haideți să vă spun copiii călind după... Da? V-ați gândit vreodată când Cuvântul lui Dumnezeu a intrat în casa voastră? Erați încă tinerei, nu? Erați tinerei pe acolo. Mi-aduc aminte de unii dintre voi la vârsta așa, pe care o aveați. Dar lucrarea lui Dumnezeu a început să se manifeste în casa voastră, prin mama voastră. Voi nu cunoașteți sunetul rugăciunilor pe care eu le auzeam. Și uneori destul de strigătoare că toată biserica tăcea. Pentru că glasul ei disperat era. Pentru ca impactul Împărăției Lui Dumnezeu să se realizeze începând cu Tatăl vostru. Și apoi a cerut copiii ei pentru Domnul. Astăzi sunteți aici voi și vă numărați în poporul Lui Dumnezeu pentru că strigătul unei mame a fost categoric. Nu fi știut ea multe să spună, dar au cerut ca Împărăția Lui Dumnezeu să ia ființă în casa ei. Ce vedem noi azi acolo? Împărăția Lui Dumnezeu în casa ei. Împărăți. Sunteți rodul lucrării Lui Dumnezeu. Ceea ce voi ați experimentat, duceți mai departe. În altă situație, mântuirea a pătruns prin sămânța dumnezeiască existentă în copil. Și printr-un copil al casei, s-a extins în părinți, s-a extins în frați, s-a extins în nepoți, s-a extins în strănepoți, s-a extins mântuirea. Neam de oameni s-a întors la Dumnezeu. De ce? Pentru că ADN-ul Hristic, existent în noi, a dus mai departe. Gelos pentru cei din neamul meu. Și eu sunt gelos pentru cei din neamul meu. Și îi cer pentru Dumnezeu. Îi cer să-și înroleze viața pentru Hristos. Sunt peste 30 de ani de rugăciune. Dar îi socotesc 3 clipe. Și cred că Dumnezeu va continua să-și împlinească promisiunea care ne-a dat-o cu privire la cei din casa în care m-am născut. Am predicat Evanghelia multor oameni. Mii și mii de oameni au ajuns în contact cu cuvântul pe care l-am predicat. Și am spus, Doamne Tată, în timp ce am botezat sutele de oameni, tânjesc să văd frații mei, tânjesc să văd cumnatele mele, tânjesc să văd nepoții mei, tânjesc să văd pe cei din neam, verișoare. Sunt o parte care s-au întors la Domnul. Au avut parte de întâlnire cu Hristos. Mama mea a cunoscut pe Hristos la câteva luni după ce eu am pășit în legământ cu Domnul, s-a întors și ea. Tatăl meu s-a întors la 8 ani. Bunicul meu s-a întors la foarte scurt timp, la câteva luni. Mătușca mea imediat s-a întors. Nu știam, le vorbeam lucruri care eu le experimentasem și le citeam dintr-o hartă de cântări. Dar prezența lui Dumnezeu, manifestată în ființa mea, curgea spre ei și le-a atins inima. Nu aștepta să cunoști multă teologie și să fii cumva, măcar cum este fratele Milo, dacă nu ca ălălalt, care e mai sus în învățătură, știți? Nu asta e partea care trebuie să ajungi până nu știu unde, ca să curgă Hristos prin tine. E suficient să-i spui, Doamne, sunt vasul la dispoziția Ta. Doamne, rugăciunea mea se înalță pentru cei din neamul meu. Amin. Cuvintele, Doamne, le voi semăna prin Duhul Tău, ori de câte ori va fi prilejul. Amin. Nu sta în loc și te încurajezi pe tine spunându-mi și mie în același timp. Fii mecanismul lui Dumnezeu care închide cel cu un act credinței. Amin. Pentru că sămânța de urmași se realizează prin multiplicarea seminței dumnezeiești existentă în viața noastră. Așa se extinde lucrarea lui Hristos. Prin mine, prin tine, prin toți cei ce am intrat în acest ADN-ul Hristii. Dacă tu nu te miști din aceasta, se blochează înaintarea împărăției lui Dumnezeu și Domnul spune foarte clar în cuvântul Său și nu vreau să te constrâng prin aceasta, dar vreau să te duc la cuvântul Scripturii din Marcu, capitolul 7. Mă scuzați, capitolul 8. Versetul 35. Căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Foarte tare lucrul acesta. Impactul care îl avem de dus mai departe în lucrarea care a fost așezați este doar să ne punem vase la dispoziție. Îmi place mult când apostolul vine și spune, nu eu, ci harul care locuiește în mine. Mai poți, frate? Nu eu. Harul care locuiește în mine. Sau dacă vorbesc despre mine, pot totul nu prin mine, ci prin Hristos care mă întărește. Îmi deschid inima, îmi deschid mintea și fac loc gloriei lui Dumnezeu să fie în mișcare. Preluiții mei, împărăția lui Dumnezeu se va extinde la o altă treaptă, la o altă măsură. Împărăția lui Dumnezeu va avansa într-o altă manieră dacă suntem gata să fim cine ne-a zidit Dumnezeu să fim în El. Dă importanță naturii tale dumnezeiești și crește în această ungere. Crește în această dimensiune. Devină o ramură cât mai solidă ca prin tine să se nască lăstarea aducătorilor de rod, să fie lăstari roditori, astfel încât împărăția lui Dumnezeu să se arate cu putere. Eu cred că pomul vieții despre care Scriptura vorbește, care își dă rod în mod constant, este compus din oamenii care au mâncat sau care au primit, care s-au hrănit cu viața hristică. Pentru că aceasta rodește în mod continuu. De aceea sunt 12 luni pe an în care rodul există într-o stare continuă. Rodirea noastră este expresia lui Dumnezeu în viața pe care El o definește. O să vreau să avem moment în această zi în care să ne rugăm împreună, cerând ca supranaturalul să se miște prin fiecare dintre noi spre mai mult, astfel încât această lucrare dumnezeiască să aibă putere. Dacă treci prin criză de identitate a existenței tale în Hristos Și nici această săptămână în care am slujit în diverse moduri nu a impactat viața ta încât să înțelegi sau să te desprinzi sau să te miște. Eu cred că este un timp potrivit în care să ceri cu adevărat sprijin prin consiliere. Pentru că ceva nu funcționează înăuntrul tău. Ceva nu funcționează înăuntrul tău. Dacă nici cuvântul eliberator care în zilele acestea a venit nu a deblocat ființa ta. Și vă aduceți aminte, v-am dat acea mărturie despre mașina care s-a afundat, s-a blocat undeva acolo. Și stagnează, patinează în loc. Cuvântul care a venit în această zi sau în zilele trecute a venit să deblocheze mecanismul, să te scoată, să fii funcțional în casa lui Dumnezeu. Păcatul acela să fie zdrobit în rănile lui Hristos, în sângele lui Hristos să fie tămăduit. Viața ta să fie deblocată astfel încât să devii roditor în casa lui Dumnezeu. Nici un fiu, nici o fiică din casa lui Dumnezeu nu este lipsit de rodire. Amin. Nu este lipsit de rodire. Nu poți să existi în casa lui Dumnezeu fără să rodești. Nu poți să existi în casa lui Dumnezeu fără să funcționeze prin tine ADN-ul Hristii. Este exact ce am vorbit. Ramura. Domnul Iisus vorbește în cuvântul pe care îl predică și de explicația despre viță. O să citesc lucrul acesta din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Și spune cuvântul astfel: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Pricepeți-mi, viților? Mlădița care n-aduce rod, El o taie. Și vom vedea ce se întâmplă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Tema de azi a fost întrebătuns cu Hristos, da? Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Ce am spus, noi rodim prin natura existenței noastre în Hristos. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. O mlădiță uscată nu mai poate fi altoită. Pentru că s-a scurs seva din ea. Și de aceea spune apoi, mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Acest orice veți vrea se acordă sau se conectează la voia lui Dumnezeu. Nu în afara voii lui Dumnezeu. Orice veți cere în voia lui Dumnezeu vă va fi dat. Aleluia! Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și pun în paranteză generația 43. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aleluia! Amin. Principiul rodirii este foarte clar. Umblarea în Hristos. Am fost altoiți în El. De aceea purtăm seva divină în noi. De aceea purtăm natura dumnezeiască înăuntru ființei noastre. Și unei ființe altoite nu trebuie să-i spui tu că trebuie să rodească rod strugurii aceia frumoși, faimoși și fără sâmburi. Nu-mi plac strugurii fără sâmburi. Mai e cineva? Îți capulăți. Îți spun și ceilalți, dacă ai dinții bunii, fă-i zis și sfană. Dar vița este menită să aducă rod. Vița sălbatică, știm noi ce se întâmplă cu ea. Ori altoită, ori tăiată. Da? Tot Ioan Apostolul primește revelația despre care scrie în întâia sa epistolă și vreau să citesc și acest cuvânt. E Noul Testament, Ioan, nu? Ok. Hai că îl găsesc acum. Să văd de unde, că nu știu. După câta carte este? Epistolă, da. E după Evrei, nu? După Petru. Până Petru aici. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu ești tăria gândului meu. Îți mulțumesc că azi mi-ai dat șansa, ocazia să fiu din nou în fața acestor oameni care văd că încă mai rezistă. Vrei să vezi cât rezistăm sau cum? Aleluia. Vă iubesc copilor. Realizez că unul ești astăzi gata de plecare. De plecare acasă. Mă să știi că acasă sunt două locuri. De plecare la Sfânt. Ceea ce nu la Domnul. Aleluia. I-am zis cum spune Cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 2. Versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea Lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, și mă întorc înapoi, să leg ce spune în Ioan 15. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cere tot ce veți vrea și vi se va da. Cine rămâne în mine, spune versetul 5, și cine rămân eu, aduce mult rod. Și spune în continuare în epistola. Cine zice că rămâne în el, trebuie. Câți dintre voi înțelegeți termenul trebuie ca fiind un termen tabu? Nu e rabat. Pentru mine trebuie, mă duc și la aplicație practică. Știți că e o vorbă, musai. Deci trebuie, musai. Obligatoriu. Cer. Certamente. Mai râs și care pe zonă. Cine zice că rămâne în versetul 6, da, din capitolul 2, trebuie să trăiască și el o viață cum a trăit Isus. Și am înțeles lucrul acesta. Numai că am avut o vreme când practicam performanțe personale. Și am încercat prin performanțe personale să metanez viața mea cristică. Și mi-am dat seama că am înregistrat multe falimente. Asta nu înseamnă că nu trebuie să dau silință. Dar am descoperit secretul. Înainte de a face, trebuie să fii. Înainte de a face, trebuie să fii. Cunoaștem oameni care fac multe lucruri, care și sunt bune, dar lasă-mă pe Dumnezeu. Urăsc creația. De aceea spun, a fi înseamnă identitate în Hristos. Eu sunt în El și El este în mine. Vă rog să luați aminte. Lui Dumnezeu îi pasă mai mult despre cine suntem decât să privească la ceea ce facem. Despre cine suntem. Și eu cred că omul care este în Hristos, făptura nouă, și poartă această rădăcină dumnezeiască în el, fiind conectat prin conexiune supranaturală la adevărul cristic, ceea ce va face va fi umblarea în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte să umble în ele. Exact predestinarea în rodire. De ce spune? Cine rămâne în mine va aduce multă roadă. Deci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nimic din ce context? Din ceea ce a fost rânduit să umbli. Și din ceea ce a fost rânduit să umbli, de acolo preobitul meu frate și soră se culege răsplata eternă. Nu este totul numai afacere. Este ca din cine ești în Hristos să rezulte faptele în care Dumnezeu te-a chemat să umbli. La fel, din identitatea ta în Hristos rezultă încă o acțiune. Nu mai umbli în faptele legii. Faptele legii, și vorbim despre cele trei legi despre care noi am atins în subiectele zilelor trecute. Nu ele definesc neprihănirea ta, dar trăiești în faptele neprihănirii. Am făcut referire la legea morală. Biblia vorbește despre faptele neprihănirii. De ce? Datorită identității noastre în neprihănirea lui Hristos, exsuntem expresia neprihănirii. Neprihănirea definește îndepărtarea de fără de lege. Cine este în Hristos în făptura cea nouă nu iubește păcatul. Păcatul nu are loc să-și prindă rădăcină în viața sa. Pentru că el e în Hristos și în Hristos nu e nelegiuire. Faptele neprihănirii. Cine este în făptura cea nouă trăiește în faptele credinței despre care am vorbit. Cer să fac concluzia zilelor. Faptele credinței nu pun la îndoială ce spune Dumnezeu. Faptele credinței te conduc să existi în el, făcând loc făgăduințelor lui, nespus de mari și scumpe, să se activeze. Din nou ajungem la credința avramică, care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Biserica experimentează în Hristos faptele bune în care a fost chemată să umble, faptele neprihănirii și faptele credinței. Umblarea noastră în această genealogie cristică ne definește cine suntem în el. Și de aceea, pe iubiții mei, dacă este nevoie de disciplină personală, aduceți-vă aminte că am spus, disciplina nu sunt ele însăși. Disciplinele nu sunt ele însele. Mulțumesc, dragă mea soție. Nu sunt ele însele cele care stabilesc natura ta spirituală. Dar ele sunt drumul care te duce spre locul secret cu Dumnezeu. Ați notat asta, nu? Ei, prin viață disciplinată contribuim să definim identitatea noastră în el. Și odată definită, veți vedea cum lucrurile curg în mod supranatural, în expresia naturală. Nu este să te sforțezi din toate încheieturile pentru a face ceva, de a mai rosti o rugăciune cumva, de a mai cânta o cântare, de a mai citi un capitol, de a mai... Forma naturală a curgerii. A promis Isus și Ioan, apostolul, percepe aceasta și își face că el a ascultat mult inima lui Hristos, fiind singurul care stătea cu capul plecat pe pieptul lui Hristos. Așa îl definește ucenicul care și-a plecat capul pe pieptul lui Hristos. Aici este cuvântul din Evanghelia după Ioan, în conversația pe care Hristos Domnul o aduce în fața samaritencii, spunând astfel, versetul 10 începând, capitolul 4 Ioan. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Apa vie este viața de Duhul Sfânt, cuvântul. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Se referea la fântână. Fântâna lui Iacov. Dar oricui va bea, unde sunt? La versetul 14, nu? Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Amin. Dă-mi și mie, Doamne, apă vie. Amin. Care să genereze izvoarele vieții, râuri binecuvântate, în numele lui Iisus Hristos.